Deci, bostanul meu are volum. Face, a, dacă va spune că părul Vașengo, Vașengo, bă, mie îmi place Don Cafe. Deci, am lucrat la el. A zis că e premiat din german cu Ich will. Și ce ai, bă, Don Cafe, da, stai puțin, trecem la Vașengo. Deci, cum ți-ai făcut tu freza asta? Mă întrebă ăla de la Vașengo. Face cu extract de ceai verde și brusture de pădure. Acum ceai verde din India. Și brusturile de pădure e de ăsta din România și te ștergi cu el acum. Să-mi dau pe cap cu brusture de la așa? De, e niște frunze de la așa. Mar. E hârtia igienică tradițională românească. Și ce se face? Îi crește floci la cu. Cum era ăla care îmi zicea ginecologul. Ăla de la dreptul roa după mine. Băi, ginecologul, ce dracu mi-a făcut ginecologul? Îi dau eu un sfat, băi, dă-ți cu brusture. Avea și el părul lung, blond, frumos, era rocker. Ca așa se purta pe vremea noastră. Și a dat la cu brus Dumnezeu top. Vine la mine, băi, am Kelly brus. Face, din cauza ta. Păi, din cauza, bă, mi-a dat și cu brus de în pula mea, dar ți-am spus să scadă. Băi, așa brus. Păi, tactul zice Chechilios, la săracul a trebuit să aștepte 10-20 de ani ca în Alexandre Dumas. Ce ți s-a întâmplat rapid? De ce, băi? E vasocapilar. Vasocapular, exact. Acum ai față de găuț. Și după asta s-a răzbunat. Îmi zicea ginecologul. Urla după mine, le dau toate gagicile alea de facultate. Cine era, mă? E ginecologul. Eu dacă am față de cura, zis ăla, ăla are față de pulă. Venea gagicile așa, are o pulă față. Exact, are față de pulă. E ginecologul. Alea aici, și trebuie să mă crecăresc în fața lui, să era dinza. Fată, ce vrei tu? Și ce știe? Să te pupe în ce, ăsta știe bacul cu sânii. Și aia, pe ce, trebuie să vorbesc cu tu cele grai în moldovenesc? Da! În sânii pupi în cură!